A revenit în muzică cu forțe proaspete după mai bine de un an de absență, iar Matias promite surprize incendiare pentru fanii lui. Până atunci însă cântărețul se distrează împreună cu dansatoarele lui la piscină. Cei trei sunt nedespărțiți și fac mai toate lucrurile împreună. Puteți să vă gândiți și la prostii dacă vreți, căci imaginile următoare vorbesc de la sine. După ce toată vara femeile frumoase cu trupuri de invidiat au făcut ravagii pe litoral sau la piscine, a venit rândul bărbaților să crească gradele în apă. Unul dintre cei mai doriți masculi din showbizul autohton a dat jos textila pentru o distracție bine meritată, iar apa aproape că a fiert pentru că tânărul și-a luat dansatoarele cu el în piscină. Noi suntem prieteni atât pe scenă cât și în afara ei și facem lucruri împreună. De la o băleceală inofensivă până la ceva mai mult nu e decât un pas, ne duce gândul. Iar Matias nu face altceva decât să confirme faptul că el și dansatoarele lui oricând ar putea ajunge la ceva mult mai incitant. Ei, acum nu pot să spun chiar tot ce facem împreună în timpul liber. Nu exagera și tu, da? Să ne gândim la prostii? Gândește-te la ce vrei tu, nu știu. Iar în timpul în care nu este cu fetele, cântărețul stă în studio. Ce-i drept, frumoșelul a cam dispărut din peisajul monden în ultima vreme. N-a stat degeaba însă, s-a simțit bine departe de țară. Ca toată lumea, de altfel, în această vară am fost și eu în vacanță la prietenii mei greci și chiar m-am simțit foarte, foarte bine. Neașteptat de bine chiar pe insula Tasos. Nu mă așteptam să fie, fiind o insulă de, nu neapărat de party, fiind o insulă de relaxare, de vacanță, de mers cu familia, am vrut pur și simplu să merg să mă relaxez în această vacanță. Microbist convins, Matias e genul de bărbat care trăiește intens meciurile difuzate la televizor. Așa că dacă se plictisește... Mă uit la televizor dacă am ce să văd, dacă nu îl închid. Mă uit la un meci pentru că sunt suporter... Nu pot să spun, da? Sunt suporter înfocat. Hai Steaua! Este sexy, are un trup aproape perfect și înnebunește orice femeie, iar când domnișoarele află că Matias știe să și gătească, pică instant din picioare. Și unde mai pui faptul că e în stare să pregătească de la cap la coadă masa romantică pentru femeia care i-a furat inima, dacă ea există? Un mic aperitiv așa, un vin alb sau roze, depinde, dar... dacă este vorba despre o cină romantică, prefer fructele de mare. În primul rând pentru că îmi plac și în al doilea rând pentru că sunt și afrodisiace.